Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Am citit comentariul lui Huiu în care acesta spunea că ar vrea să mă invite în grupul său de război pe Roblox. Un răspuns pe scurt la cererea ta, dacă te vei uita la acest videoclip, este nu. Iar acum hai să intrăm un pic în lorul adânc al acestui grup. Inițial m-am apucat de Roblox în luna 12-a anului 2008, iar pe atunci eram un copil mic tembel și tot ceea ce făceam era să intru pe un joc random, jucam 3-4 ore, din care 2 ore cred că pușcam laptopul de nervi că nu știam să joc mai deloc și mă ofticam mereu. A trecut timpul și descoperisem că existau grupuri pe Roblox în care îți puteai crea o armată și cum eram eu nebunit după așa ceva, m-am înscris într-un grup românesc. Toate bune și frumoase până când s-a făcut o rebeliune și s-a stins. Apoi m-am apucat să-mi fac un grup. Am folosit cardul mamei și în 2012 mi-am luat Builders Club, pentru că numai așa aveai cum să-ți faci un grup al tău. A apărut NUR, New Urban Republic. Am recrutat membrii vechiului grup, din care cei mai buni Kikirino și Locking Man 2. Amândoi au ajuns high rank, dar la un moment dat Locking Man începuse să aibă idei proaste și a dat de câteva ori contul prietenilor lui handicapați și am avut surpriză că le dispăreau oamenilor gradele. Iar apoi omulețul ăsta, nu știu cum a făcut, a dezertat și s-a alăturat unui alt grup românesc și bineînțeles ne-a declarat război. Acum, la noi nu a fost problema de război. Am câștigat aproape toate războaiele, dacă nu fizic prin luptă, psihic prin diverse metode. Dar în fine, am rămas cu Kikirino, care a fost mereu cel mai bun lider și datorită lui, grupul a dus-o foarte bine, cu excepția când am fost ocupat cu școala, fie am fost în vacanță. Grupul tot a avut comeback-uri și de fiecare dată când reveneam, făceam chestii wow. Cu timpul, eu și Kikirino am învățat să construim, am învățat să conducem mai bine grupul, ne-am creat chiar și propriile noastre servere de antrenamente, unde soldații, pe baza scorurilor pe care le obțineau, primeau sau nu promovare. Iar apoi ne-am făcut bazele noastre, de la niște creații furate infecte la niște fortărețe foarte, foarte faine. Ultimul comeback a fost când am vrut să bag abonații mei în grup și a funcționat, dar nu prea. Nu am mai avut chef după o grămadă de certuri și discuții cu ei. Efectiv nu am mai avut chef să mă mai ocup de grup și nici nu prea mai aveam timpul necesar. Cine știe, poate vreodată ne vom deschide o serie cu abonații și grupul va reveni. Cine știe cum va continua povestea. Acum și Roblox-ul a venit cu tot felul de limitări, pentru că din cauza imbecilului de Roblox cu update-urile sale cretine, efectiv noi toate construcțiile pe care le făceam trebuia să le facem mult mai mici, trebuia să le facem cu mult mai puține piese, armele pe care le aveam înainte pe fortărețe și pe place-urile de antrenament n-au mai funcționat nici ele, sau funcționau cu foarte, foarte mult lag și ei bine, uite cum așa s-a dus de tot. Oameni buni, cam asta ar fi așa pe scurt povestea despre grupul meu de pe Roblox, despre New Urban Republic. Dacă vreți să continuăm lore-ul, să intrăm mai adânc, cum am învățat eu și cu Kikirino să construim, sau cum ne-am apucat noi să facem așa niște super fortărețe, sau despre luptele pe care le-am avut cu grupul, lăsați-mi comentariile voastre acolo în secțiunea de comentarii. Sunt chiar foarte, foarte curios de ce părere aveți. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu am mai făcut videoclipuri în care să vă povestesc ceva. Nu uitați, putem să facem mai multe videoclipuri din acestea în care să povestim
să povestim mai în detaliu sau eu știu. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc tuturor să aveți o zi faină. Ciao!